Bună, dragii mei! Acesta este primul meu video dintr-o serie de videouri pe care vreau să le dedic bunicilor. Și voi aveți bunici pe care îi iubiți, sunt sigură, și dacă mai sunt printre voi, bucurați-vă de ei. Eu o să vă spun pe scurt despre bunica mea. Bunica mea pe care am iubit-o foarte mult și care m-a iubit foarte mult. Am învățat de la bunica mea să fiu o fată cinstită, o fată harnică, o fată care își ține cuvântul, o fată care se roagă, deci o fată credincioasă și o fată care își iubește familia, își respectă promisiunile și care nu cedează în fața greutăților vieții. Pentru că este foarte important să știm să luptăm, să mergem mai departe, să nu cedăm atunci când întâmpinăm o dificultate. Știu că este greu, dar va trebui să cerem ajutorul oamenilor din jur. Dacă cineva nu ne poate ajuta, ne rugăm și sperăm ca mâine să întâlnim o altă persoană care probabil va putea face ceva în acest sens. Iar să nu uităm că bunicii noștri, dacă încă mai sunt printre noi, va veni acea clipă când ei nu vor mai fi și atunci să le arătăm recunoștință și să îi respectăm pentru tot ceea ce au făcut atât timp cât am fost mici. Iar noi, la rândul nostru, să știm, chiar dacă nu suntem bunici, că va veni acea clipă când nu vom mai fi aici. Atunci, ce vom lăsa noi în urma noastră? Ce vom lăsa în urma noastră ca acelea să-și mai aducă aminte de noi? Practic, este acea iubire și acea căldură și atenție pe care am dăruit-o celor din jur. Iar, de multe ori, mă gândesc că ce voi lăsa eu în urma mea. Deocamdată am început cu acest video și cu împărtășirea lecțiilor mele de viață către voi, care sper să vă ajute și pe voi pe parcursul acestei vieți. Eu vă doresc o noapte bună și o zi cât mai frumoasă mâine.